Ia să mergem noi dimineața la albine. Să le dăm bună dimineața. Mă, frumoaselor, mă, iar ați ieșit afară? Ia uite, ăștia s-au unit în trei. A dat mână de pace. Uite, s-au unit în trei. Este o plăcere de-a lor de asta așa. Mă, frumoaselor, mă, mă las să pun mâna pe voi? Ia. Nu vă convine. Astăzi suntem în 16 august și vreau să deschid aceeași familie care am deschis-o atunci, adică asta, în filmarea 869, parcherea. Am zis eu acolo titlul, după 8 zile de stimulare, să văd ce puietam. Adică am deschis-o pe 1 august. Și dacă pe 1 august au fost 8 zile de când începusem stimularea, acum suntem în 16 și cu 8 înainte înseamnă 24 de zile. Da? Și acum vedem ce s-a întâmplat în astea 24 de zile. Logic, puietul care a fost căpăcit atunci a eclozat, că au trecut 24 de zile. A eclozat chiar și ce a fost o oat, nu? 24 de zile. Și larvar și tot. Și acum ar trebui să văd dacă am mai depus din nou puiet. Băi, dar merge asta aici, ce am făcut? A, nu, m-a prins blitzul, da. N-am ce să-i fac. Ia, să văd eu dacă aprind o lumină aici, să vede mai bine. Nu se vede. Am uitat să aprind blitzul ăla. Nu știu cum să fac. Am uitat să aprind eu la... și nu mai merge. După ce dau drumul, nu mai pot să aprind blitzul. Stupii mei au mâncat două turte super protein patty. Deci au consumat două turte din astea. Am mai consumat și turta super proteică. Da? În timpul ăsta de 24 de zile. Totul practic. Să demonstrez și să arăt practică. Și eu sunt curios acum, că n-am mai deschis tupul ăsta. Să vedem. Uite, că nu l-am dat cu fum. Bă, au ce frumoase deasupra. Plin de albine. Mă, frumoaselor, mă. Să vedem ce s-a întâmplat. Adică, bă, i-am dat sirop api total. I-am dat trei turte din astea. Le-am mâncat toate. Bă, ai mâncat tot, mă, ce-ți mai dau? Eu cules nu mai am de nectar, de nimic, s-a terminat. Nici polen, nici nectar, nici... Hai să vedem ce găsim în el. Asta nu mi-am adus cleștile. Ah, ba da, e aici. Deci parcă 869 era filmarea. Verificați voi în urmă și vedeți ce puiet aveam. Am zis eu acolo, după 8 zile de stimulare, verific ce puiet am. Și dacă eu filmarea am pus-o pe 1 august, azi suntem în 16. Logic, de când am început stimularea, sunt 24 de zile. Dacă greșesc, verificați în urmă filmarea care a fost. Și vedem ce găsim noi în stup acum. Ia să vedem ce găsim. Eu le-am dat siropel, le-am dat turtele, aici e mâncare. Ah, sta să pun suportul ăla, să pui rama pe el. Albina, văd că e cu minte. I-am fixat eu bine asta aici, că câteodată nu fixez prea bine așa. E, aproximativ e bine. Ia să vedem. Ultima nu mai scot, că sigur și aia e cu miere. Ia să o iau de la capăt aici. Acum chiar ar trebui să văd exact ce s-a întâmplat în urma a trei turte proteice și completare cu sirop. Sirop, nu mai știu să spun cât le-am dat. Să zic că a primit fiecare aproximativ 4 kg. Poate 5, 4, cam așa. Deci avem aici o rama. Ia să vedem ce găsim.
Că mă uit lanterna asta. Ei, o oată aici. Mai sus e miere. A fost pui căpăcii, se vede, a eclozat și este o oat porțiunea asta mai de jos. Aici la fel, o oat porțiunea mai de jos, dar puțin mai mult de, adică nu-i jumătate de ramă, dar mai mult de un sfert. Aproape, nu e jumătate. Hai să vedem mai departe. Hai să încercăm să îl cumulăm puietul. Că doar nu pot să zic acum că e o ramă, o oată. E o palmă și puțin, o palmă jumătate. O oat. Deci a eclozat puietul după ea și n-a mai ouat cât a fost puieta, a ouat mult mai puțin. Ia să vedem mai departe. Ce a mai făcut aici? Din nou larvar și ouat, dar tot așa puțin. Adică uite de cât atât, în semicerc, uite așa. Deci astea amândouă nu face cât o ramă de puiet. Mergem mai departe. Uite ce cuminte e ea. Uite ce cuminte e ea. Perioada asta de toamnă. Așa. Avem aici o ramă. Ia să văd aici. Da, e larvar și aici. Nu știu dacă o să se vadă acolo. Colțul ăsta. Deci până aici sus. Aici e căpăcit, acolo larvar. Alea amândouă era mai mult de jumate. Aici e mai mult de jumate. Ia să vă arăt eu. Deci aici e larvar, uite cam așa e poate. Adică rama asta și cu alea două să facă o ramă jumate. Mai mult, aproape, o ramă jumate, să zicem, de puiet cumulat. Eu vă arăt, practic, vă arăt ce e la mine aici, vedem realitatea. Mi-ar place să iernez așa, uite cum e la acum, în 10 rame, da. N-am reușit niciodată performanța asta. Poate o reuși anul ăsta. Ar fi ceva. Deci o ramă jumate, am zis, de puiet până acum cumulat. Da? Avem aici o ramă plină. Plin. Poți să-i zici o ramă de puiet, dar da, poți să-i zici o ramă. Are coloniță foarte mică de miere. Ia uite și aici, plină, plină, da? Asta poți să-i zici o ramă și cu una jumate, două jumate până acum. Deci eu consider că aici cel puțin două rame de albine de iarnă, chiar trei, sunt eclozate. Deja. Deci albine care va trece iarna. Restul va muri. Cam așa cred eu. Vreo trei rame că sunt deja. Dacă greșesc, corectați-mă. Deci cât am zis, două rame jumate cumulat. Aici ce mai avem? Uite, larvar pe partea asta. Nu știu dacă o să vadă acolo. Aici căpăcit. Dar e mai puțin. Jumătate de ramă și cu două jumate, trei rame ar fi de puiet. Adică eu socotez tot acum și larvar și căpăcit tot. Și până în prezent trei rame. Păi, dar ce cuminte, albina, uite-te și tu, stă liniștită, fără fum, fără... Așa. Deci, că n-am mai vrut, vezi? N-am mai vrut aici. Aici e niște polen. Nu știu dacă o să vadă acolo, are foarte puțin polen. A strâmbit o albina aici. Aici mai e ceva? Nu mai se vede. Deci va rămâne 6 rame de albină de iernat. Ceea ce eu zic că e bine. Adică mai bine zis, cam tocmai în noiembrie se va vedea lucrul ăsta, cât albină rămâne. Îl țineți minte, uite stupul numărul 24. Vedem pe câte rame va ierna. Dacă va mai continua cu puietul, posibil să ierneze pe 7 rame, dar ceea ce văd eu acum ar fi cam stup de 6 rame de iernat. După puietul care îl are și ce a eclozat. Bun, deci dacă considerați că v-am arătat realitatea, aștept comentarii.
Uite ce frumos e aici. Ia uitați-vă ce frumusețe. Mă, frumosule, mă! Da. Niște benzi pe aici. Dar nu ziceți că sunt multe, că unele sunt pe ducă, am pus altele noi. Asta e. Îmi place că e cu minte. Uite, nu m-am țepat niciuna, am pus costumul degeaba pe mine. Ia uite, poți să pui podișorul ușor, că fuge. Ia uite, ia ce frumos. Hai, fetele, plecați de acolo. Ia uite, n-am strivit nicio albină. Gata. Aici îi punem o aerisire așa. Nu știu ce să fac, să mai dau, să iei rup, să ne mai dau. Nu știu ce să zic. Parcă le-aș mai da măcar așa la două zile. Bun, cam asta e la mine. Deci, la ăștia nu le-am scos reginele încă. Uite, au regine în... Nu vă uitați la cușca, asta regina este acolo în cușcă, uite acolo. Am zis eu că, uite, le-am pus pe 10 august, a, suntem în 16, peste vreo 2 zile cred că le scot. Adică le dau drumul la locașul mare. Am și aici unul, uite, e cușca acolo. Cam asta e, alte secrete n-am. Turtele le-am mâncat, parcă ar mai vrea. Au, uite albinuța aici. În frumoaselor, mă... Mă, vă place când zic, mă, frumoaselor, sau că nu mai zic dacă vă deranjează? Mie îmi place când ne zic. Ia uite ce aici. Sunt frumoși. Bun. Cam asta. Eu aș mai avea să le pun... Nu știu dacă mi-a ajunge la toți stupii să le mai pun câte o turtă din asta. Dar am zis să-i mai las să le mai eclozeze de împuiet. Uite, asta a rămas mai în urmă, mai are de turtă. Unde vedeți aici, mai are de turtă de mâncat. Să-i las să mai eclozeze o tură de împuiet. Adică peste vreo două săptămâni, așa, să le pun încă o dată pentru corpul gras să consume și ele acolo. Cam asta e la mine. Alte secrete, cum să zice, nu am. Ăștia de afară sunt roișurii care sunt mult mai slăbuți. Adică am și eu vreo 10 roi. Ăia făcuți primii care sunt în 10 rame. Și... Restul sunt ăștia mai slăbuți, 4 rame, 5, 6, vor rămâne de iernat cum ar veni în 3, dar nu-i las eu în 3. Mai am pe ăștia ultimii care sunt pe o singură ramă. Da, cam asta e. Nu știu altceva ce să mai vă zic, v-am arătat deci acela stup. Uitați-vă la filmarea care am zis că am filmat-o, vedeți ce puiet avea atunci, că n-avea străluci nici atunci puiet. Dar 3 rame parcă a avut atunci puiet. Alea automat că au eclozat în 24 de zile chiar și ce a fost ou. Și cu ce ați mai văzut acolo 3 rame și jumate parcă am zis că avea. Alea sunt 6 rame, așa va ierna în 6 rame.